Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. După o perioadă îndelungată de absență, revin astăzi către voi, ca de obicei, să vedem cu ce ne mai surprinde energia. Am avut o perioadă foarte ocupată, am și călătorit puțin, în interes personal. Câteva zile au fost și pentru relaxare, unele pentru studiu, cu de toate, așa cum îi șade de bine omului în timpul verii. Îmi pare rău, nu am apucat să înregistrez clipurile pentru Zodi, le voi face pentru luna septembrie, însă voiam astăzi să abordez niște chestiuni profunde, așa cum v-am obișnuit, pentru că acest canal de YouTube are legături cu misticismul, sincretism, astrologie, numerologie, tarot, spiritualitate și toate celelalte ramuri care să ne ajute pe noi să ne dezvoltăm și să evoluăm. Nu fac doar simple citiri, nu sunt baba cu ghiocul, nu am nimic împotriva acestui concept. Îmi dedic timpul și existența pentru vindecare, conștientizare și trezire la realitate, la sursa energiei primordiale și a locului din care venim. Vindecarea traumelor personale ne poate ajuta în această direcție, pentru că toate au ca sursă această traumă comună a durerii împărtășite de noi la nivel de mental colectiv. Facem parte dintr-un câmp colectiv, mental, emoțional, etc. Toți suntem cablați acolo, suntem conectați la nivel energetic prin vibrație și rezonanță în acest câmp. Ce face unul dintre noi influențează și mentalul colectiv, respectiv pe ceilalți, fie că înțelegem aceste aspecte, fie că nu. Cine înțelege, cine poate, cine vrea sau cine își dorește să înceapă să înțeleagă de acum înainte, foarte bine, lumea în care trăim este mult mai complexă decât știm noi. Voi sunteți aici pentru relații, dar relațiile nu funcționează, nu doar pentru că X și Y nu ne iubește, Y are la fel traumele proprii și pe deasupra noi toți suntem influențați de câmpul electromagnetic, unde la butoane există cineva. Există pulsații, există unde, există frecvențe în jur care ne afectează sau care ne modelează comportamentul fără ca noi să ne dăm seama, și aceste lucruri duc la relații nefericite, nu doar de iubire, ci de tot soiul și de tot felul. Dacă înțelegeți acest concept, care poate fi abstract în primă fază, veți realiza de ce unii și ceilalți au anumite abordări. Există în literatura de specialitate și cărți despre cele 5 răni ale copilăriei pentru a ne înțelege mai bine, pentru a vedea de ce acționăm noi așa și de ce mergem noi, de ce suntem noi atrași de anumiți oameni care fie sunt indisponibili, fie se poartă cu noi urât, etc. Bun. Voiam să vă prezint astăzi două cărți pe care mi le-am luat. Informația de aici mi era deja cunoscută, doar că nu o aveam structurată în așa, în două cărți, tot strâng cărți din literatura de specialitate care mi este mie de interes pentru a le avea fiica mea la îndemână când va veni momentul. Una este Controlul maselor, Ingineria conștiinței umane de Jim Keith și cealaltă este Controlul minții umane de Dr. Nick Begich, cred că se scrie sau se pronunță, tehnologii folosite pentru subjugarea maselor sau instrumente pentru dezvoltarea capacităților umane. Și am selectat aici două lucruri foarte importante care au legătură cu relațiile voastre. Hai să vedem. Voiam să vă spun despre energia vieții. Viața, omul, eu, voi, noi, toți, cum suntem clădiți și construiți. Și spune așa, energia vieții. Viața constă din celule vii. În interiorul fiecărei celule se află ADN-ul, care este imprimat cu codul genetic ce controlează fiecare aspect al corpului nostru fizic. Codul genetic controlează dezvoltarea celulelor și producerea de proteine în interiorul celulelor. Organismul descompune alimentele pe care le consumăm și captează moleculele simple și componentele energetice pe care le distribuie apoi celulelor.
Un măr are energie vie față de o bucată de carne care este deja moartă, spre exemplu. Mai apoi, acest proces de descompunere a hranei în elementele ei constitutive și selectarea moleculelor corespunzătoare reprezintă codul chimic pe care îl recunoaște corpul fizic. Toate reacțiile chimice din celule sunt controlate de oscilații electromagnetice, pulsații, vibrații sau frecvențe de vibrație ale atomilor și substanțelor care se află în compoziția lor. Asta înseamnă că sunt ceea ce mănânc. În consecință, ceea ce mănânc, pentru că într-o citire anterioară v-am spus că microbiomul este strâns legat de creierul nostru și de fericirea noastră prin nervul vag, ne vom simți bine, fericiți sau nu. E o întreagă chimie, dar vom vorbi în alte clipuri viitoare. Întreaga materie fizică vibrează energetic la un anumit nivel cu rata vibrației care este specifică fiecărui material, la fel cum și codul genetic este specific corpului fizic. Mai mult decât atât, s-au făcut niște cercetări prin care s-a dovedit, spre exemplu, că poliesterul este foarte dăunător corpului și că pe vremuri în spitale, pentru ca oamenii să se vindece mai repede, se foloseau așternuturi din in, pentru că inul, ca și material, respectiv plantă, are cea mai înaltă vibrație posibilă. Apoi este urmat de bumbacul organic și apoi de bumbacul normal. Din nou, ceea ce purtăm ne ajută. Așa cum și pantofii ne întrerup conexiunea cu pământul pentru că au talpă de cauciuc, așa numita rezonanță Schumann, care de fapt este o frecvență, nu o rezonanță, frecvența Schumann, da? Noi, în momentul în care ne încălțăm, ne întrerupem conexiunea cu vibrația și rezonanța pământului și de aia ne simțim rău. Tocmai de aceea foarte mulți copii se descalță prin parcuri peste tot, pentru că ei nu știu cum este treaba în societate cu încălțămintea și așa mai departe. Tocmai de aceea femeile pe vremuri purtau fuste, pentru că așa recoltau energie din pământ, și bărbații pantaloni, pentru că la bărbați energia vine de sus, la femei vine de jos. Acum femeile sunt toate masculine, a apărut trendul pantalonului și la femei. Mai departe, ce spune aici? Întreaga materie fizică este compusă din sisteme în mișcare, până la cel mai mic atom și nivel subatomic. Totul în întreaga creație este compus din același element de bază, dar în combinațiile lor unice, ele poartă amprenta individuală a propriei lor frecvențe de rezonanță. Când frecvența naturală a vibrației unei substanțe întâlnește o altă sursă de energie care vibrează cu aceeași frecvență, va avea loc un transfer de energie între cele două, care se manifestă printr-o reacție biologică. Mă întorc la această afirmație. Materialul rezonant este cuplat sau unit cu sursa de energie care, după aceea, influențează direct materialul țintă. Acest proces va ajuta la explicarea fenomenului în care unele dintre noile tehnologii descrise în această carte operează atunci când asupra oamenilor sunt direcționate anumite forme de energie. Aici, practic, este descrisă relația de iubire sau interacțiunea dintre doi oameni care sunt atrași unul de celălalt prin frecvență, rezonanță, dar și chimie, biologie. Manipularea codurilor de frecvență ale ființelor vii pot produce schimbări ale acestora într-un mod mai direct și mult mai puternic decât substanțele chimice, deoarece sistemul de livrare este mai precis și afectează doar materialele țintă, elementele, moleculele, celulele, organele, etc. Câmpurile electromagnetice pot fi introduse și focalizate cu aparate exterioare corpului uman, asupra oricăror substanțe din corpul respectiv. Spectrul electromagnetic cuprinde de la frecvențe ultrajos, care au sub o fracțiune de pulsație pe secundă, până la frecvențe semnificativ mai înalte, incluzând undele radio, lumina, microundele, razele X, razele cosmice și așa mai departe. Oricare dintre acestea pot fi manipulate, având efecte semnificative asupra ființelor vii. Celulele corpului sunt ca niște filtre sau radiouri care recunosc doar un semnal electromagnetic corespunzător
ce se potrivește cu al lor. Și așa lucrează legea atracției și a rezonanței. Sunt foarte multe informații aici în cartea aceasta, foarte multe. Sunt, ce pot să vă spun, informații uluitoare care vă pot trezi la realitate. Acum depinde de fiecare ce își dorește de la viață. Mai aveam pe aici selectate niște pasaje, însă vă voi lăsa pe voi să citiți dacă vreți să vedeți despre ce este vorba. Drept urmare, dragii mei, atunci când ne gândim la viețile noastre, este important să înțelegem de la bază, de la naștere, cum am fost tratați, pe cine am avut în jur, cine ne-a iubit, cine nu, să ne amintim și să iertăm, să acceptăm, să facem pace, să eliminăm acel conflict, să-l integrăm, să facem pace cu tot ce s-a întâmplat acolo, pentru că altminteri cărăm în viața noastră de adult, după noi traumele, intrăm în fel și fel de relații, care la un moment dat, de pe o zi pe alta, se distrug. Nu se distrug întâmplător, se distrug pentru că există chestiuni foarte profunde la mijloc și au legătură cu multe alte lucruri, nu doar cu mine, femeia, și tu, bărbatul, sau cu tine, bărbatul, și ea, femeia. Nu. Sunt multe lucruri aici la mijloc și tarotul, Aleister Crowley, care a făcut tarotul Thoth, l-am pe aici pe masă pe undeva, a lucrat aici într-una dintre cărți. Un doctor a fost inspirat de munca sa, pentru că Aleister Crowley a înțeles cum stă treaba cu manipularea conștiinței și așa mai departe. Și tocmai de aceea a creat un set de tarot prin care transpune practic conștiința omului la nivel de plan fizic, plan eteric și ce călătorie face omul sau nebunul în viață. Eu sper să fiți toți bine, sănătoși, să începem cu treburile noastre, iată. Suntem deconectați de la pământ. Am spus în citirea anterioară că noi suntem niște copaci, avem rădăcini, părul ne este ca frunzele, părul este foarte important. Cei care au părul lung și des simt mai bine și energia, au și intuiția mai bună. Părul este antenă, părul este cristalin. Cristalin. Cristalinul a fost parte din viața noastră în epoca silica, cum îi spuneau înainte, de siliciu, când noi eram mai uriași. Uriași, de dreptul. Nu așa mici ca acum. Deci suntem deconectați în toate relațiile din viața noastră și acum avem împământare, avem conexiunea cu pământul. Avem aici semnul Capricornului care spune că vrem respect, vrem să facem ca noi, să ne iasă lucrurile fix așa cum vrem noi, dar trebuie să ne gândim că așa cum copacii funcționează printr-o rețea neuronală, nu știu dacă am mai povestit într-o citire, nu-i nimic, repet, copacii nu au rădăcinile adânc infiltrate, da, în pământ, ci mai degrabă se întind pe orizontală și îi comunică prin rădăcinile lor, toți cu toți. Da, este o rețea neuronală. Așa ar trebui să funcționăm și noi oamenii și nu că așa ar trebui să funcționăm, ci așa funcționăm și nu știm. Așa și voi și partenerii voștri vă influențați unii pe ceilalți la nivel energetic fără să vă dați seama. Încredere. Pentru că mi s-a întors așa smucit din pachet, înseamnă că aici este o lipsă de încredere sau că ceva la nivel de încredere nu funcționează bine, fie este un orgoliu amplificat așa al unuia dintre voi aici și adevărul. Ar trebui să deveniți conștienți de cine este și de cine ce vrea. Asta spun cărțile acestea aici. V-am spus în citirea pe care am făcut-o despre axa destinului berbec, balanță, despre alfa și omega, respectiv undele rulului nostru, iar aceste două cărți conțin această informație și de asemenea voiam să adaug, practic, subconștientul, care subconștientul nostru deține toată informația creației lumii. Totul este în noi, de aici în spiritualitate se vorbește despre faptul că în tine este toată cunoașterea. Toată polologia aceasta pe internet cu spiritualitatea este clar alterată pentru ca omul să nu ajungă la
Adevăr, dar prin acordul nostru, pentru că nici nu căutăm dincolo de ceea ce vedem ce ni se spune. Și faptul că Alfa și Omega, se spunea eu sunt Alfa și Omega, da? Deci totul este în voi, voi sunteți Alfa și Omega. Dacă îl căutați pe Dumnezeu, uitați-vă în oglindă sau la caloriferul vostru sau la parchetul pe care călcați sau la lingura cu care mestecați în mâncare, cu care gătiți. Pentru că absolut tot ceea ce este în jurul vostru este viu și acolo găsiți creația pură, ca să fiu mai exactă. Este o dezbatere pentru o altă citire, care poate va fi sensibilă pentru unii, dar asta este, eu transmit studiul meu și cine este pregătit să audă, aude. Lucrez pe intenție, nu pe imaginație, imaginația este alterată. Intenția mea este să se alinieze și să acceseze clipul cine are nevoie. Succes. Un succes vine pentru voi zilele acestea sau veți avea o perioadă în care, iată, veți avea conștientizări ale adevărului care vă dau încredere și care vă fac să fiți mai stăpâni pe viața voastră, indiferent de situația în care vă regăsiți voi acum, cum să ieșiți din perioada aceasta de suferință. Din nou, repet, lumea în care trăim se schimbă și avem alegeri de făcut în fiecare secundă către ce ne îndreptăm. Luna mai, Taur, Scorpion, Gemeni și din nou Săgetător. În momentul în care am pornit citirea, m-am uitat pe astrograma momentului care avea Scorpionul ca ascendent, misteriosul și frumosul Scorpion, care v-am povestit în citirea Axa Destinului Berbec Balanță, că vorbește despre lucruri oculte, despre treburi care au stat după cortină și care acum ies la suprafață. Taurul unde va retrograda Uranus în această lună și va trebui să ne ținem bine cu mâinile de scaune, pentru că peste tot prin lume se anunță criză financiară, băncile în colaps, etc., etc. Vom vedea și pe ei schimbări majore. Venus, care este retrogradă, nu știu dacă am apucat să spun în procitire, avem 6 planete retrograde în luna august, pe întreaga perioadă. Și am ales să fac această citire pe Mercur în Fecioară, pentru că ceea ce semeni, aia culegi, nu eu, ci noi toți, în ceea ce credem, aia ajungem să fim. Ați văzut că de la mâncare, ceea ce mâncăm, suntem, până la ceea ce credem, suntem, până la ceea ce purtăm, suntem. Suntem un complex, suntem un colos și să vă mai spun un adevăr de după cortină, s-a demonstrat că în ADN-ul nostru există genă de nemuritor, doar că noi nu o putem accesa pentru că, din nou, alfa și omega al nostru, subconștientul nostru, este manipulat, fie de noi înșine și condiția noastră limitativă, convingerile noastre limitative, fie de mediul exterior, unde suntem bombardați de mizerie, să fiu delicată. Pentru voi în relații, fie aveți legătură cu semne de pământ și de aer, fie cu semne de foc și de apă, da, sunt toate semnele aici, sau sunt, aveți nevoie de toate elementele din natură pentru a avea succes zilele acestea. Unii dintre voi faceți o călătorie unde vă veți simți foarte bine. Aici avem Barza. Vești despre o naștere sau despre o nouă oportunitate de business sau despre serviciu. Fie unii dintre voi auziți de nașterea cuiva, fie ceva nou apare în viața voastră, fie unii dintre voi puteți accesa acum un credit financiar sau începe o afacere nouă sau afacerea vă crește sau puteți să vă găsiți un serviciu nou. Toate aceste lucruri sunt posibile pentru că trăim într-o dimensiune unde prin intenția noastră aliniată la emoția noastră putem materializa absolut orice. Mai departe, ai reușit. Ai reușit. Este o perioadă în care reușiți. Trebuie doar să vă adunați foarte, foarte bine gândurile, să fiți foarte conștienți de gândurile voastre. Doar așa reușiți, doar așa, de puterea voastră interioară. Și am spus că iubirea de sine este totul,
dar în acord cu legile universale, cu binele suprem al tuturor. Binele meu, dacă ție îți face rău, nu este bine. Relații, plan material, plan emoțional. Să vedem. Îndrăgostiții, ce frumos. Pajul de cupe, magicianul, șase de monede. Ce cărți pozitive. Foarte mulți dintre voi veți avea o perioadă bună în relația de iubire când veți simți că niște lucruri se mișcă. Unii dintre voi depășiți un efect al karmei. Veți conștientiza efectul și cauza. Unii dintre voi vă puteți întâlni unii cu ceilalți. Alții dintre voi veți avea putere să manifestați o interacțiune, o interacțiune blândă, o interacțiune plină de iubire. Aici văd că pentru unii dintre voi persoana la care vă gândiți voi a fost foarte axată pe planul material, dar dintr-o dată acum își deschide sufletul. Este o perioadă plină de armonie, este o perioadă plină de blândețe, este o perioadă plină de emoție pură, să știți, pentru foarte mulți dintre voi. Aici unii dintre voi aveți de-a face cu o persoană foarte, foarte inteligentă care este în prag să ia o hotărâre. O hotărâre care are legătură cu sufletul său. Cineva aici acționează din suflet și din emoție și va fi egalitate. Egalitate. Hai să vedem pentru fiecare. Nu pot mulțumi pe toată lumea, văd comentariile, mai bine făceați așa, mai bine făceați așa. Nu am cum, fac și eu cum pot, cum simt, cum mă mai actualizez în fiecare zi și așa mai departe. Pe un canal găsiți ceva, pe alt canal găsiți altceva. Dacă nu vă place omul, nu vă place locul, schimbați omul, schimbați locul. Știți că era o vorbă care spunea acolo unde nu se aude râsul, nu-ți opri pasul sau ceva de genul acesta. Dacă nu vă simțiți bine, nu vă opriți pasul, nu trag pe nimeni aici după mine, doar lansez intenția în spațiu și în timp pentru cei care au nevoie de informație, așa cum o pot eu livra, să mi se alăture pentru o perioadă scurtă de timp și să-și vindece sufletul. Pentru cei care sunteți singuri, iată, aveți un 8 de bâte aici, o invitație de la cineva, o invitație de la cineva foarte șarmant, plin de încredere în sine, cineva care vă place foarte mult și cineva care vă va trata regește, da, cineva care vă vede și foarte atrăgători, cineva care vă vede și foarte plin de încredere, foarte carismatici, foarte magnetici, așa. Pentru cei care sunteți separați, 2 de bute, persoana la care vă gândiți voi acum trece printr-o perioadă de analiză, dar este o analiză, este o introspecție care duce această persoană către corectitudine și către a acționa din suflet. S-a întâmplat aici ceva, o discuție în urma căreia persoana la care vă gândiți voi a rămas pe gânduri. 7 de bute și are acum ocazia să acționeze. Să acționeze. Va fi interesant cum va acționa, pentru că s-ar putea să blocheze comunicarea sau să blocheze ceva, un arhetip vechi, un mod de a fi vechi și să se vindece, să vă deblocheze mai degrabă. Unii dintre voi veți fi deblocați dacă sunteți blocați pe internet sau dacă nu comunicați, unii dintre voi sunt șanse reale să comunicați în următoarea perioadă. Iar pentru cei care sunteți căsătoriți sau în relații stabile, aveți 6 de spade, mergeți la drum împreună, mergeți la braț împreună, vă ajutați reciproc, va fi o perioadă în care veți găsi sprijin în partenerul vostru sau în care partenerul vostru va fi mai prezent în relație, va exista, va fi acolo, va contribui la relație, va contribui la viața voastră în doi. Aici avem înalta preoteasă și 6 de bâte și acesta este subconștientul nostru. Da, din subconștient, partenerul vostru va realiza că împreună sunteți o forță.
se va simți foarte iubitor, va fi foarte iubitor cu voi, va simți iubire, va simți dragoste, va vrea să dea iubire. Sunt cărți foarte, foarte bune. Să vedem pentru toată lumea ce ne spun cărțile astea cu iubirea. Factori religioși. Pentru toți dintre voi există această componentă a factorilor religioși care vă împiedică în aceste momente poate să fiți în armonie. Unii sunteți în armonie prin prisma factorilor religioși și puteți ajunge la o relație stabilă, poate chiar de căsătorie. Cei care sunteți separați, din nou, există aici o convingere de natură religioasă sau dogmatică, da? Plantată în copilărie, în creierul copilului, adultul de acum, copilul de atunci. Iar pentru cei care sunteți singuri, din nou, această conexiune care se poate forma acum poate duce către o relație stabilă. La nivel de plan material, asul de bâte, 4 de spade, 4 de cupe și 2 de monede. La nivel de plan material v-ați simțit o perioadă foarte lungă de timp, iată, puțin pierduți. Nu vă știți drumul, nu vă știți calea. Vedeți că din subconștient aici, când facem nani-nani, aflăm, când suntem alfa și omega, de acolo vine focul cosmic, intenția, puterea noastră. Noi când dormim, trăim, nu dormim. Se întâmplă lucruri în capul nostru, în mintea noastră, conștiința noastră nu doarme, doar corpul se odihnește, ca și când l-am băgat la încărcat ca pe telefon. Veți primi cumva o ofertă, primiți sau vreți, vă vine o idee, pentru că avem aici idee nouă, afacere nouă, pe care o așteptați de foarte mult timp. Va trebui să cugetați bine, să nu fiți impulsivi, în schimb. Ce aduce asul de bâte aici? Oh, faetonul, da, să vă gândiți bine care sunt următorii pași, să faceți un pas înainte, dar pe un plan foarte bine stabilit. Și patru de cupe, ce îmi spunea aici? Cavalerul de bâte întors, că eram cu toții prinși așa într-un fel de stare de victimă. Oh, nu mai pot, la serviciu e așa, mi se întâmplă așa, nu mi-ajung banii. Puteți acționa. Atunci când spunem, intrăm în mentalitatea de victimă și nicio victimă nu poate rezolva nimic. You did it înseamnă ai învins, da? Deci hai să fim învingători. Puteți. Deja s-a întâmplat. Deja reușiți. Și patru de spade, ce descărcați voi din subconștient de acolo? Luna, fricile voastre, iată, noaptea. Fiți atenți la semne, la ce visați. Fiți atenți la gândurile pe care le aveți dimineața când deschideți ochii. Fiți atenți cu ce gânduri vă încărcați. Repetați-vă de 10 ori înainte să vă ridicați din pat. Sunt sănătos, pot reușesc. Vă antrenați creierul să reușească. La nivel emoțional, nebunul, turnul, 4 de bâte și 6 de cupe. La nivel emoțional foarte mulți veți relua relațiile. Bineînțeles că o avem pe Venus în perioada de retrogradare până pe 4 septembrie. Veți relua relații, relații cu suflete pereche, care am spus că nu sunt aceste suflete pereche descrise pe internet. Sunt oameni cu care ne-am mai întâlnit în altă formă, cu un alt chip, alt nume și alt prenume. Tot noi eram. Separările anterioare acum se vor încheia, se pot reuni, familii, relații, etc. Însă toate acestea se pot reuni după ce noi conștientizăm durerea din turnul lui Babel. Da, da, din turnul lui Babel, acela din istorie. Pentru că acolo avem o rană colectivă, exact cum am început citirea de astăzi, care ne împiedică relațiile, iată. Și suntem toți suflete pereche care se tot perpetuează în aceeași traumă, fără să conștientizăm de ce. Conștientizarea aceasta vă duce pe voi către un succes major. Alții dintre voi primiți niște vești foarte bune despre ameliorare, respectiv vindecare. Alții dintre voi aveți migrene sau probleme cu ochii. Alții dintre voi, atenție la niște sângerări. Pești, limfa, trebuie să mișcați corpul. Atenție la mișcare, nu fiți sedentari. Ce ne spune turnul aici?
Regina de monede, stabilitate la nivel financiar, pe unii dintre voi aceste lucruri vă interesează și foarte bine, veți avea parte de un început, de lucruri, de parteneriate, de o reluare, de o revenire a partenerilor de afaceri, a unor încasări mai bune, a unui colectiv de muncă mai unit, puteți să primiți înapoi oameni care au plecat de la voi, prosperitate la nivel financiar. La nivel de sănătate, totul este bine. Aici asta este o carte a Capricornului. Atenție la picioare. Ce avem întors pe dos aici? 7 de spade și îndrăgostiți. Lăsați în urmă o perioadă de bârfă, o perioadă de nereușită, durerea. Da, sunteți la un final de ciclu, după cum vă spuneam, în care nu a fost egalitate. Aici cărțile v-au apărut întoarse. Normal, în poziție firească și 6 de bâte. Vedeți că se repetă 6 de monede, îndrăgostiții, 6 de bâte. Îl avem și pe el aici. Undeva, undeva, era pe aici. Era. În fine, era pe aici. Știu sigur că n-am visat. Iată-l. Da? Deci, lucrurile se confirmă și în zona aceasta emoțională că voi vă faceți singur destinul, capul sus și mergeți înainte. Talismanele. Copiii sau copilul vostru interior acum se vindecă sau poate copiii își cumpără casă, copiii voștri se simt bine, primiți o vizită de la copii, copiii voștri se însănătoșesc dacă au ceva probleme de sănătate. V-am spus, trebuie să acceptați ceva, o situație veche, negarea în care ați fost sau rezistența în care v-ați aflat v-a încurcat traiul până acum. Se repetă o istorie, se închide o istorie care s-a tot repetat. Prin credință. Nu încredere, credință pură în suflet. Un simbol al înțelepciunii aici, gândul că mereu reușesc. Da? Acolo vă duce la a reuși. Saturn retrogradare în pești, iată, vă scoate la suprafață foarte multe aspecte importante din voi pentru a le lucra. Aceasta este încrederea pe care o avem aici. Vedeți că și seamănă simbolurile, da? Încrederea că totul este bine. Aici avem karma, evident că a apărut. Se îndeplinește o dorință. Aveți o reușită aici, da? Ceva nou. Se reunește. Se reia o situație care pe voi vă bucură, care vă aduce din nou la viață să simțiți. Saturn în pești, poate aveți legătură cu semne de apă. Două oportunități veți avea. Veți avea de ales dintre două lucruri. Ambele bune, dar diferite. Pe plan profesional, vă merge bine. Afacerea, vă merge bine. Pentru unii dintre voi chiar există miracole. Avem pisicuța aceasta care vă spune, trebuie să vă folosiți intuiția. Vedeți că voi de la distanță, iată, se repetă simbolurile, copacul, care este copacul vieții, dar și sănătatea și starea de bine, sănătatea emoțională, spirituală, mentală. Trebuie să vă folosiți de intuiție pentru că așa reparați, vă reparați corpul, da, sănătatea, dar și relațiile care se transformă. Avem un fluturaș. Și avem, ce interesant, inițialele MN și Z. Acest N a fost întors, s-a transformat în Z, care este semnul somnului. Și un Z trage la stânga, un Z trage la dreapta. Vedeți? Și aici avem, ce avem noi aici? Svastica sau semnele cardinale. Semne card.inale. Cardinalii, cardinalii, oare cine-s cardinalii? Dacă mă înțelegeți ce vreau să spun. Miază zi și miază noapte. Ce interesant. Miază zi și miază noapte. Poate are legătură cu voi sau înțelegeți voi mesajul acesta. Unii dintre voi veți avea de făcut o mutare. Fie fizică, fie în joc, fie pur și simplu o mutare, să faceți ceva nou. Să schimbați o situație. Trebuie să interveniți. Doar voi puteți schimba ceva. Soarele. Și este o mutare pozitivă.
în care trebuie să aveți încredere și numărul 2, în alta preoteasă. Răspunsul este în voi, la voi în subconștient. Sunteți alfa și omega. Toți suntem alfa și omega. Sau berbecul și balanța și tot ciclul acesta, da? Care prin, de la berbec la balanță trăiesc ziua și de la balanță la pești se întâmplă toate în subconștientul meu, cumva. Și atunci vă invit să urmăriți și acel clip, poate vă ajută informația. Eu vă mulțumesc tare mult. A fost un clip lung, dar asta este forma mea de a lucra. După cum spuneam, lumea se schimbă și timpul este vital. Este important să ne folosim timpul înțelept pentru a putea evolua așa cum suntem împinși să o facem. Să fiți bine, sănătoși și să ne reauzim cu bine și cu drag și data viitoare. Și iubiți! Pa, pa!